E diferență majoră. Să știi să-i vorbești omului în suferința lui. Apoi merg, cât îmi îngăduie Dumnezeu să merg, la câțiva copii cu handicap. Dom'le, sunt simpatici de te rup. Poți să le zici orice, ei sunt bucuroși, Dom'le. N-ai nicio treabă, ei sunt bucuroși că mă văd. Cum bucuroși sunt de fiecare dată când văd oameni care intră bucuroși la ei. Cu ei trebuie să te testezi cât de bun profesor ești. Dacă intri acolo ca mătrăguna călcată în picioarul de un cal în viteză, copilul ăla nici nu reacționează. Pagică, n-ai ce căuta aici. Dacă te apropii de el cu toată efuziunea unei inimi care simte că are nevoie de cealaltă inimă, îți vorbește, chiar dacă n-are cuvintele la el. Am constatat că în România foarte multă lume își dă cu părerea despre autism. Bine, despre ăsta cultural n-ar fi rău să ne dăm. Avem și un autist fotbalistic care a marcat clar, sigur. Dar să nu confundăm termenii și planurile. Noi suntem foarte departe cu părinții care copii sunt în suferință. Foarte greu reușim să diagnostizăm ca lumea. M-am uitat. Avem numai experți în psihologia copilor. Unu nu e în stare să găsească o soluție asemănătoare cu singurul expert care lucrează cu adevărat într-o altă țară, e drept, și care după 5 minute de ascultat la telefon zice, copilul ăsta se încadrează acolo, acolo, acolo. Pentru că, să știți, experții nu se nasc pe bază de hârtie, ci de pe bază de oase rupte. L-a învățat, l-a pus mâna pe carte, l-a urmărit, l-a citit. Să stați alături de părinții copilor cu personalitatea afectată de către un handicap. Și am să vă zic de ce. Pentru că Dumnezeu îi iubește cel mai tare pe ei. Măi, oameni buni, nu spune Mântuitorul Hristos citind din Isaia când este întrebat de către ucenicii lui Ioan, dar tu cine zici că ești? Ce să-i spune lui Ioan că cine ești matale? Și ce spune Mântuitorul? Spune-le că șchiopii merg, orbii văd, mulții vorbesc, surzii aud. Cu alte cuvinte, la patru categorii e clar că intrarea e asigurată. Ceilalți trebuie să ne comportăm în păcat ca șchiopii, în ură ca mulții, în bârfă ca surzii și în vederea păcatului celuilalt ca orbii. Singuri trebuie să ne așezăm în starea aceasta dacă nu suntem în stare să o îngăduim lui Dumnezeu să lucreze prin ea.